ajutor și cu sprijin, cu un pic de eforturi, făcură o expoziție. Avem vernisajul, artiștii va enumera anii, dar puțini, dar suntem cremă. Să zicem. Esențele tale se fie în o sticluță mică. Sticluță mică. Considerăm că astăzi e o sticluță mică. Și declar deschis această expoziție. Vernisajul cuprinde artiști plastici cu Nedoreni și din București. Le mulțumesc artiștilor plastici care au expus și vă mulțumesc că ați venit. Aplaudăm! Exact ca și titlul, Romanța trecutului, expoziția noastră este o poezie lirică sentimentală care adună pe simeză 9 artiști, o fuziune între Uniunea filiala Hunedoara a Uniunii Artiștilor Plastici din România și filiala București a Uniunii Artiștilor Plastici. Suntem jumătate. Artiștii expozanți sunt membrii UAP filiala București, precum Cornelia Victoria Dedu, Constantin Tanislav, Mihai Marin Cârstea și Amir Vasilescu. Avem un artist, chiar președintele filialei DEVA, John Pârva, și artiștii hunedoreni din filiala Hunedoara a Uniunii Artiștilor Plastici, Horia Gherdina, Radu Roșian și Tibor Fazegaș și Tiberiu Balaș. Vă așteptăm să ne treceți pragul și să vizionați această frumoasă expoziție.